Gedu. Bună ziua, prieteni. Bună ziua. Prieteni, nu scăpăm de una, dăm de alta. Vreau să vă spun și dumneavoastră să știți ce a pățit bucătarul astăzi. S-a dus că numai mergea retromotorul la mașină, ce s-a gândit el să ducă să repare ăla, să-i... Când el s-a dus spre drum acolo la service, a dat iar într-o piatră în ceada și a spart iar baia de ulei, prieteni. A doua oară baia de ulei de la mașină, de la Golf, spartă iar. O pus uleiul tot, prieteni. Deci se ducea să facă electromotorul, că trebuia să mergem la El s-a gândit că dacă merge cu electromotorul, că nu mai pornea mașina. S-a gândit să ducă să repară, ca să ne ducem și noi la București, după nașul Leu, acolo, la spital, să mai stăm și noi acolo 2-3 zile cu ei. Când s-a dus spre drum, prieten, să repară electromotorul de la mașină, antenatorul ce avea, că nu mai pornea, pornea cu greu, a spart iar baia de ulei, prieteni, și sunt supărată de mine să-mi dau cu lingurile așa. N-ai cred. Nu cred că... Nu cred. Lasă-mă, Leo, că nu mai pot de ele. Și cu tăbile așa, că dau cu ele de nuță, nu mai le văd atâta oaia, atâta tăbile. De ce sunt tăbile de bine? Eu spălam aici igienele și ăștia tot. Vine bucătarul și îmi spune că uite ce am pățit, s-a spart chiar baia de ulei. A venit cu mâinile pline de ulei iar. Vezi tu când ai auzit? N-am auzit, am rămas și acolo, nu știam ce să mai fac aici. Și cu tuciurile vine să dau cu ele, să nu mai văd niciun tuci. Genier. Nici nu trecea prin cap, nici nu mă gândeam la asemenea problemă că să pățim noi astăzi că să faci iar baia de ulei. Ce credeți, prieteni? Că s-a dus bucătarul și a făcut comandă iar la baia de ulei, alt 2 milioane 3 a făcut comandă să vină acea baie, să îmi pună mecanicul iar pe Golf. Aceeași baie de ulei. Aceeași baie de ulei s-a spart iar, prieteni. S-a dus-o și să repară și electromotorul ăla, să cumpără nou. Că nu se mai poate nici ăla să fie reparat sau ceva. Trebuie totul nou din comandă să vină. A făcut comandă și așteaptă să le aducă piesele acum. Mâine sau cred că așa, nu știu cum vine. Și iar am rămas prieteni, uite, pe jos, nu mai avem iar mașină. Nu vine să cred, nu vine să cred că putea să nu se întâmplă când să plecăm și noi la București, uite. Și de 2-3 zile din cauza la electromotorul ăsta nu s-a dus Cătălin, că tot a zis că rămânem pe acolo, prin București. Eu mi-am zis așa, mă Cătă, cum ne ducem noi cu electromotorul defect? Și dacă rămânem pe acolo, Alina are timpul nostru să ne plimbă pe la service și pe la alea? Oamenii sunt la năca, sunt în spital, zic. Probleme. Hai să reparăm, zic, mașina și mergi cu ea, să fie stare bună să mergi cu ea la drum. Nu poți să mergi cu ea așa. Și uite, dacă știam, nu mai trimiteam. Eu nu știu cum a condus și el și spață și el, vai. A doua oară, spartă. Uite, și acum stăm și până mâine, că a zis omul are multe mașini la rând. Dacă poate să o repară astăzi, dar nu cred că poate omul. Cred că mâine sau păi mâine o să luăm mașină. Mașinuța ta. Păi nu că mașinuța mea, că era numai a mea.
Era mașina la toată familia. Uite, acum cu ce să... Da, da. Dacă e pe numele tău, să nu fie a ta. Da? Pe numele meu. Și ce te faci acum, fără mașină? Ce să fac? Stau acasă. N-am ce să mai fac. N-am ce să mai fac, ce să mai zic. Lasă că eu când am fost în mașină atunci cu băiatul ăla când a spart baia de lui, când a dat, a sărit mașina în sus, a dat cu putere. Acolo, da, măi, zicea, a dat într-o gură de canal, dar el într-o pietricică și să se spargă baia de ulei. Nu știu ce să ține de lui ghinionul ăsta cu mașinile acum. Hai că înainte am dus să-i cuștură. O dă băiatul ăla, nu a văzut. O dă și Cătălin. Și deși el tot aceeași problemă să facă și el. Am murit și el din el, ce să mai zic, că Cătălin a venit supărat foc. Dar tot râdea de mine, că vedea că m-am panicat eu și nu știam ce să... M-am enervat când m-am zis că iar o spartă. Nu te-am făcut aici niște țăprizi astea, s-a prins foc cu ele. Da, mulțumesc. Dar și prieten care e treaba că bucătarul când se depresează ceva, el nu pune lucrul la loc. A căzut scutul de la mașină, e de aia să sparg băile de, la, de ulei. Pentru că nu mai are mașina scut. El ce crezi că făcea Cătălin? A dat într-o baltă, acum anul trecut, minte. Și a dat într-o baltă, a căzut scutul. El ce-a făcut? A venit cu scutul acasă, l-a aruncat. Ce crezi? Zicea că nu mai are nevoie de scut. Și acum uite ce pățăște. Câte 3-4 milioane să repară mașina, 6 milioane l-a costat atunci cu uleiul, cu s-a spart. Da. Acum dă ea 6 milioane. Vezi că trebuie să dai un suc, că ți-am făcut țăprijile astea. Da, să mă le o suc, eu nu știu să dau capul, cum mai spui, să dau un suc. Lasă acum de baie de ulei, iarăși, nu știu, când se întâmplă ceva la o mașină, parcă e sfârșitul lumii. Păi e sfârșitul, pentru că, uite, na, te ține în loc, am zis că plecăm și nu-i făcut să-mi și-o bagajele să mă duc la București. Lasă acum. Așa că revenim când vine bucătarul cu noua baie de ulei. Ce cadou ai adus, mătușă? N-am voie să arăt. Ha? Ce e acolo? Nu știu. Bucătarul. Bucătarul special. Poate e o bombă ceva. Nu știu, prieteni, am adus. Cum nu știi dacă tu ai adus-o? Păi dar nu se zice când vine bucătarul atunci. Pe unde e bucătarul? Are ușor. Ancă. E la mecanic. De ce mergi cu el așa ușor? Ce e în el? O? Nu pune mâna că nu-i voie. Îi spui el. Nu puneți mâna că de aici e un parfum să fie ceva super. Dă-l cu Tunița dacă nu-i bucătă. Unde bucătă? Uitați-o pe doamna cu Tunița. I-am adus un cadou, dar nu știu unde e aceea. Ce e acolo? Nu arătat. Ce cadou ai adus? Și așa suntem supărați. Am auzit. Ce să mai zic? Am auzit. Uite, am auzit și rașul Marianu vine cu a toți când am auzit că s-a spart. A doua oară mașina, ce-i cu ghinionul ăla? Și aceeași baie. Tot cum a spărat baie de ulei, a s-a spart așa. N-ai ghinat la mașină, nu are scut. Când a crezut scutul, omul ia fără lemne să-mi le prindă înapoi, l-a aruncat. A, pe asta se întâmplă, fără scut. Nu-mi caută aceea, e secretă aceea. Unde-i bucătarea? Dă-i mama la bucătărință. Lasă-mă, dă nu cum ai adus să-și vin, că nu e. Și ce? Nu e, parfum. Parfum? Dacă e vin, dar să vezi ce te omor cu tot cu vin, că și așa sunt supărat. Nu e vin, nu. Hai de uite și tu ce pungiță frumoasă. E parfum. Nu-mi căutăm la cadou, până nu e. E apă spiritoasă. Așa.
Nu căutați, spune, uite, închid ca să nu se uite nimeni. Aceea, prieteni, e parfumul, nu se uite nimeni. Ia, ia. Ia-ți dimineață, fac treaba așa, nu e. Te stare nervoasă. Nu mai te supăra, nu mai te stresa. Că dacă te supe, ce câștigi? Ia, mamă, arată și nouă ce ai acolo. Nu, mă arăt. Câte când vine bucătă, mamă? Îl lași acolo. Îl lasă ce, că vine bucătărul. Dar vă rog frumos să nu umbrăm la cadou. Deci, prieten, trebuie să vină și nașul Marian la noi. Pentru că, uite, n-avem bani acum și, uite, trebuie să ne ducem la Amania să luăm bani, că n-am ce... Păi și eu m-am dat la spital, m-am luat bani de împrumut. Și ce ne-am gândit noi, că, uite, asta ne veni de... Ne-am dus să reparăm mașina de a spart cu baia înapoi. Am vrut să mergem după la nașul meu, la spital. Am vorbit cu Alina, sară, am zis, gata, mergem la spital astăzi. Când cu locătălintul de ieri a început să nu mai pornească, de 2-3 zile face așa, electromotorul nu mai ia din prima. Trebuie să dai de 2-3 ori la cheie și abia porneam. Și eu acum ce mă, eu m-am gândit, mă, câte, cum ne ducem noi la București cu mașina asta defectă cu electromotorul? Și dacă ne lasă pe drum, vine Alina, alea lin timpul nostru să umbră lin după noi. Dar de ce n-a luat el pe partea la așa, că nu pe partea aia? Cine știe? Când colo el ce crezi că a făcut? Zice, mă duc să o repar la mecanic. Care mecanic? La ea eu aici, la noi. Emil. La Emil? Da. Păi ce e acolo? Drumul praf. Și când s-a dus acolo, a dat iar într-o petricică ce era aia și imediat sparsă iar baia exact. Știi că acum... În același loc. Acum 2-3 zile, prieteni, că asta mi-e lăcasă. Am dat 6 milioane, ne-a costat baia. 6 milioane? Da. Și acum al 600 de iar să o faci. Alt schimb de ulei, altor. Ce să... ulei? S-a dus la ulei. Două jumate ulei. Da, păi îți ia să 10 acum, că trebuie să mai schimbă și electromotorul ăla. Da, 10 milioane. Și banii avem și noi, uite, pregătiți să ne ducem acolo, la nașul, la Leo. Doamne, doamne. Și bineînțeles că am luat banii împrumut ca să ne ducem acolo. Și dacă mergeți acolo, unde dormeam la București? Că și noi vrem. În mașină. N-avem unde să dormim. În mașină, patrona, la doamne. Mașină? Da, ia doamne în mașină. Apoi, dar unde să stă? Duce, ba, are acolo Alinu un apartament, au luat, doar să se duce, face și baie, să schimbă ziua, după aia vin, tot la spital. Doamne, ce dacă nașul meu a fost grav, am vorbit cu Miela, mi-a zis Miela că acum se simte mai bine, patroana nu mai vrea să-l răspunde, cred că e supărată pe noi. Da, nu mai răspunde nimeni. Nici Olga ei. Da. Și uite, acum a răspuns Miela, mi-a răspuns. Am sunat-o alante pe Miela, m-a supărat pe ea. Mă, Miela, dacă te sunăm și noi, tu nu răspunzi? Mă, cu tine eram în spital, crede-mă, că am văzut că ai sunat și n-am putut să-ți răspund. Unde? Acum, fata, vorbi cu mine, îmi dă duniște. Că zic că e bine, lui Leo. Ai. Își reveni un pic, am și așa nu dă voie să intră nimeni la el. Nu? Da, mi-a zis, ce așa, dacă vii cu tine, nu poți să intre la el. Olga intră la el. Poate e o persoană, nu? Și eu, Olga, vorbim cu ea, aici e supărat. Tot acolo e și ea. Nu, e, nu, e cu, acolo, cu la Bogdan. Creu. Fratele lui Bogdan e rău. A rămas paralizat. Da. Și Bogdan stă numai la spital după frate. Da. Și nu poate să plece, să meargă la Leu, da. O trimite și să se ducă singură, după Leu și ea. I-a zis, du-te singură, Petre. Și ea nu vrea să lasă pe Bogdan, că după aceea Bogdan o lasă. Îi spune Bogdan, cum? N-ai stat lângă mine, la greu? Da, așa, uite, mie îmi vine să râd, dar așa e treaba, că nu pot să lua. Cum pleci când sunt la greu? Da. Și e la greu, la spital. Și ea zise patroana sară pe vlog, prieteni, că fata ei că l-a lăsat pe Leo în pericol și a plecat cu Bogdan. Păi și era tot agreutat. Și Leo era grav, mă, că era întubat, era... Doamne, mai știu că spui tu. Da, dar era grav, ce să mai zic, era operație foarte grea. A venit bucătarul acasă, a reparat mașina, l-avem aici pe nașul, ne-a dat doamna Silvia. Nașa. Păi da, vezi că ai un cadou acolo de la mătușa Dana. Dana, nu... A, de la Dana? Dana să ține numai de vin. Surprize, Dana. Dana numai vinuri aduce. Și a zis, dacă e vin în cadou ăla, stau cu el. Și a, nu e vin. Nu ai trebuie să pui scule acurat. Prea jos. Trebuie să pun gheala de plas. Dacă nu, mergi așa, că îți văd așa telescopele, știi? Trebuie să-i bag și alte telescope și să-i bag și alte genți mai mari.
Că e pe 14 și e prea joasă. Și te pun pe 15, știi? Așa vreau și eu să-mi dau. Schimbă-i telescopele pe față, bagă-i genți pe 15 și cât de cât se ridică, zice. Și telescoape acum. Vom fi dusă și telescopii? Da. Păi faci așa, dacă dai, asta și pe drum poți să o spargi. Asta cum îți denivelele la unele drumuri pe sate. E, dacă ai prins una de aia și ai șters-o, gata. Să spargi. Eu nu știu ce cu tine, că... Și ai reparat-o acum, gata? Ce fac? Iau un jeep. Da. Nu, e, sunt două zile, sunt a patra, a cincea zi asta, care am schimbat baia. Știu, nu, n-am ce... Mă duc să arunc nișa pe sfințită, că e ceva. Pe ce? Pe mașina ta mă duc să arunc, că... Ori pe mașină, ori pe el. Tinte, fiecare dimineață trebuie să bei o gură de apă sfințită. Dar de aici nu cătări? Păi nu, dar pe stomacul gol aia se dă. Mă duc să arunc o țărătă. Mașina e afară la poartă? Da, e bagare cu apă. Mă duc să arunc. Aprind o țărătă. Nu e... Ce se întâmplă cu mașina asta, că nu vine să poartă? Genieri. Aruncă așa pe ea și în interior și pe exterior. Uite-o. Din două în două zile, serii, prea de tot. Dă-i pe ea. Dar aruncă pe ea. Pe baia de ulei, bagă-te pe sub mașină și dă-i pe baia de ulei. Gata, aruncă, aruncă. Așa, așa. Dă-i pe baia de ulei, dă să băgăm pe baia de ulei. Lasă-mă pe baie, că gata, dă-du-i eu, dă-du-i. Ia să vedem și noi baia de ulei, uitați. Gata, se duce toate vorbele, toate bolile, toate ăștia gândurile rele să se ducă peste mașina mea, să fie cum era ea odată. Mai de special. Care mergea mașina, nu avea probleme, nu avea nimic. Din două în două zile, ce se întâmplă aici? Așa. Se întâmplă ceva. Numai în servis, numai în servis să stau cu mașina. Cred de tot. Gata, m-a aruncat pe ea, să știți că gata, apă sfințită o face ca și... Ca nou. Se depărtează toate bolile. Nu bolile, toate lucrurile rele. Se duce în lemne, în pietre, gata. Să știi că gata, o să fie cum era ea, curată. Da, am aruncat. A dat și pe baia de ulei, așa. Am dat peste tot, am zis. A dat. A, n-am mai dat pe aia, dar am dat pe asta nou. Gata, rămâne curată, să ducă toate gândurile rele care ne vorbește lumea. Doamne, ajută, da. Bă, trebuie să dau și pe tine. Păi ce zici de păi eu știu, pădure sparg, ce te sparg eu băile. Poate a cântat strâmb pe undeva. Era să mă piciorul ăla, că am zis pe strâmb. Tu vorbești, bă, tu vorbești, că o luai strâmbată pe strâmb. Obsită în albastru. Care ciori? Nu am zis niciodată. Trebuie să știm de să sparg băile la mașină. Da. Auzi că mă zis ciori. Ai fost aseară la filiaj, nu știu, ai venit singur ce ai făcut. Cred că ai cu la spart baia. Să n-ai pe drumurile încurcate, Cătălin. Păi eu știu. Asta, nu știu ce face el. Dar eu gata, mă, uite, mă simt mai liniștită, că am dat cu apă sfințită. Da, vezi? Acum da. Eram și agitată toată ziua asta. N-ai băut o gură de apă de ce să mai beau, mă, lasă! Ceva cu... Nu mai băui, că mi-eram supărată, spălai la oale și atât, am vorbit singură prin curte, vorbeam acolo. Lăbrăneți? Da, din acasă, din cauza ta. Dacă tot ai vorbit, lăbrăneți, cine ai făcut și vlog în momentul ăla? Am făcut și atât am vorbit. Din acasă, mi-eram. Ce să întâmplă? Nu mai știu. Mi-a arătat papagalul pe care mi-a arătat. Zice, nu, n-a și n-are pene. Eu așa am zis, eu nu, n-are pene. Eu ăsta n-are pene. Asta n-are pene. Deci, prieteni, acum în premieră tăiem rânza pentru că baia de ulei a fost refăcută. Că a fost refăcută, Doamne, ferește, Doamne, ce... Alt alte 5 milioane s-au dus. Că s-a spart baia de ulei. Da, sărbătorim că s-a spart baia de ulei. Prieteni, stai să vă zic eu ce. Noi de câte ori avem o problemă, atunci sărbătorim. Asta. Ia. Nu noi, aia lunașul. Din ăștia două de aici. Oricare. Care? Asta de aici, asta că mi-a uscat. Băi, ce faci? Să te țin eu. Până ajungi. Bala, bala. Hai, mă, acum.
Nu ajungi, lasă nu la ajungi, mine. Nu ajungi, păi de ceva mai înalt? De ce s-au afumat cu astea? Că-s 2 metri și ceva aici. Dă la mine să văd că nu cred că putem. Păi eu sunt mai înalt ca tine, dacă vrei să știi. Și crezi că ajungi tu? Și sunt și cu Adidas și ăștia. Păi ți-am spus că eu sunt mai înalt ca tine și nu reușești. Dar n-am ajuns eu. Pe ăla. Numărul 1. Rider, ce pățiși, mă, vere? Acum lasă la mine. Da. Ține camera, dar nu ține aici când... Să nu cazi. Îți dau ăsta jos. Doamne ajută. A de camera? Stai să iau ăsta. Ia, ia, cum arată? E prea uscată? Asta aici ce s-a uscat, doamne. Stai să iau și asta. Bă, e ultima. Ce? Cum dăm noi scăpăm de o problemă, dăm de altă. Asta e. Dă rânzoiul încoace. Auzi ce-am să vădă ine pe filmare. Zice, tăiem o rânză că am făcut baia de ulei, că am vrenul, că am cumpărat alta nouă. Păi nu știi că la noi rânzele se tai numai cu un eveniment, ceva? Asta se aștea din ultimele serii? Nu, nu, din seria de la... Ce era atunci când noi am făcut rânză? Nu știu, ori reveni un Crăciun, ce e? Crăciun, băi. E uscat rău de tot. Ia uitați, prieteni, rânzoiul aici. Asta să iau și eu să pun aici la o păreală. La o păreală, ce facem? La o păreală, uah! Mamă! Mie mi-e frică, spune aici, ții cum ți-e. Apă, da, pentru că e apa în fierbire. Mă jos, să știu cum am putea, mă spunea, că stai pe nepotul meu și acum plânge după mine. Nu stai la bunicul, să așa că, prieteni, vă mulțumim că ați vizionat acest vlog, că ați dat un like, să distribuiți mai departe, ca să nu uitați să vă abonați aici la noi. La toate canalele noastre să am vă abonați. Am pierdut firul, vezi? Prieteni, vă rog curcat... frumos să vă abonați la toate canalele noastre. Asta e. Am pierdut. La revedere. La revedere.